Yeah. După că s-a de acum s-a început. Așa am și uitat să spun. Bună seara și bine ați revenit către la Profon Live. Exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de like și share. Clasa 7-a. Clasa 7-a suntem. Din păcate n-am dat drum la cameră. Repetăm problema și pentru cei care nu urmăresc acum. Deci se dă patrulaterul ABCD, M, P și Q, mijloacele laturilor. M mijlocul lui AB. Bine că intervenit, așa iar pierdeam lecția și era o mare supărare pentru noi. M, P și respectiv Q, mijloacele laturilor. Și să demonstrăm că M, N, P, Q este paralelogram. Da? Paralelogram. Scriem un pic, să încercăm să scriem mai desfășurat ipoteza, că M, N, P, Q sunt mijloacele, adică ce aș avea? Avem că A e congruent cu M, B. Așa. A e congruent cu M, B. A e congruent cu M, B. Da. După aia, BN congruent cu NC. BN congruent cu NC. CP congruent cu PD. CP congruent cu... Cine cu? Cu PD. PD. Și încă AD. Așa, și DQ congruent cu QA. DQ congruent cu QA. Deci am făcut desenul, suntem atenți. Concluzia era asta. Să aflăm că e MN, PQ, paralelogram. Să le mătăm. Da. Ne gândim la una din variantele noastre. Două laturi paralele și concurente. Două laturi paralele și concurente. Una. Da, după aia unghiurile să fie opuse. Opuse, da. Unghiurile opuse sunt. Unghiurile opuse să fie congruente. Congruente. Unghiurile opuse congruente. Care mai era? Diagonalele se înjumătățesc. Sigur că da, trei. Așa și... două ăsta și laturile să fie paralele. Laturile opuse paralele, două. Adică astea și celelalte, două câte două și încă... două unghiuri alăturate unei laturi. 100 oricare, două unghiuri alăturate unei laturi să fie suplimentare. Da. Oricare, adică pe toate laturile să fie suplimentare. Da. Așa. Așa și mai aveam... două laturi, toate laturile, laturile opuse congruente, două câte două. Două câte două, corect. Laturile opuse congruente, două câte două. Avem și laturile opuse, doar două laturi opuse și congruente. Așa. Dar acum, o altă variantă, laturile opuse să fie congruente, două câte două. Adică astea și celelalte. Fără să fie paralele, doar congruente. Fără să fie paralele. Deci tăiem paralelismul la și dăm congruența la ambele. Și dăm congruența. Așa, așa. Sau, loc de paralelismul două câte două, punem concurența două câte două. Super! Da? Deci să memorăm bine aceste lucruri, da. Variantele care le avem pentru a arăta că un patrulater este paralelogram. Și am spus, când ne orientă în problemă, în rezolvare, din contextul problemei, să vedem la care ne oprim. Hai să începem să le eliminăm pe cele care nu par a fi de folos. Astea cu diagonalele se înjumătățesc. Implică! N-avem nevoie. Uite, când nu a ieșit din problemă duserea diagonalelor, n-a apărut. Nu. Și neapărând, din contextul problemei, pică chestia diagonală. Laturile opuse sunt congruente două câte două? S-ar putea. S-ar putea să fie laturile opuse congruente două câte două. Poate să fie o idee asta. Nu degeaba mijloace. Nu degeaba mijlocului AD și a lui AB. Faptul că e vorba de mijlocul Q a lui AD și a lui AB mă îndeamnă să mă duc la triunghiul DAB. Și QM linie mijlocie. Și QM apare linie mijlocie și treabă deșteaptă. Și e paralelă și jumătate din formidabil. BD. Deci numai în momentul ăsta, faptul că vorbesc de următoarea motivație. Q, mijlocul lui AD
și M, mijlocul AB, da, mă îndeamnă să-mi drept privirea spre triunghiul ADB. Corect, deci unesc pe, pe D cu B, unesc, uh-huh, chiar dacă nu din problema, a apărut problema în chestiunea asta, unesc. Și apare Q, M, linii mijlocii. Linii despre Q, M știu că e paralelă cu DB și și jumătate. Corect. CDB după aceea. Dar deodată se trebuie cu CDB. Până nu e linii mijlocii și paralelă și, și jumătate. Și ia uitați-vă cum sunt paralele rezolvate. Bă, ce tare. Pentru că, vedeți, s-a rupt problema deodată. Deodată dacă ai avut inspirația asta, nu se poate. Mai insistăm că problema, uitați cât de simplu a fost. Cât de complicată părea la prima vedere și cât de simplu este acum. Uh-huh. Dacă știm teoria. Normal. Fără de asta nu putem să. Că noi am zis așa, din cele 5-6 variante, să vedem de care ne putem apropia. Care ne ajută. Care ne ajută în problema asta. Da. Și cu diagonalele am eliminat-o, da, cu unghiurile de aceeași parte, nu ne păcat nimic. Că nu văd un unghiul, nici o șansă acolo să ajung. Doar că-s mijloace. Hopa! Mijloacele. Ne telefonam și eu m-am dus, băi, numai faptul că Q, mijlocul lua de. Puteam să mă duc pe mijlocul ăsta? Corect. Și tot așa mi-a luat telefonul, să duc diagonala asta. Puteam să mă duc pe mijlocul lui AC și Q, mijlocul lua de, așa duceam diagonala asta. Un ampea cu ce? Corect. Sigur că da, deci eram, și aveam șanse foarte bune și într-un caz și în altul. Important era să duc diagonalele patrulaterului convex. Nu cerute din problemă, dar ușor de anticipat că ne-ar ajuta dacă am face-o. Corect. Da? Corect. Ei, dacă autorul spunea, duce și diagonale, era o chestie prea simplă. Dacă spunea, duce și diagonale. Vom lăsa pe noi să le ducem, să ne prindem ca e linie mijlocie. Exact, să simțim noi, să facem selecția dintre variantele acelea de paralelogram pe cea care ne-ar conveni și iarăși experiența noastră spune așa, că nu degeaba Q mijlocul, nu degeaba M mijlocul. Două din punctele acestea luate ca mijloace te îndeamnă să duci diagonala ca să apară Q, M ca linie mijlocii și despre Q, M este paralelă cu DB și jumătate din DB. Corect. La fel, triunghiul a apărut și pe N e jumătate din DB, da, și paralelă. Da. Și dacă asta e jumătate din DB, Q, M, jumătate din DB, atunci ele sunt egale cu jumătate. Și 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 paralele, datorită faptului paralel, da, cu dreapta DB, în final, despre în momentul ăsta mă pot opri. Că pot zice așa, Q, M, paralel cu PN, da, e paralel cu a treia. Congruent. Și congruente. Și dacă tu ăla fiți paralel și congruente, patrulaterul este paralelogram. Termina problema. Corect. Foarte simplu. Simplu și frumos dacă gândești. Hai să le dăm chestia. Pot să vă zic eu? Da, contul. Fie triunghiurile A, D, B. Demonstrația, da? Da. Triunghiul ADB. Am dus din ADB. Nu, neapărat. ADB. Ai zis ADB, clar că trebuie să rămânești pe D cu B. Da. Da. Și triunghiul. Și triunghiul DBC. Hai să purtăm discuția cu ADB. Da, nu le luăm ca să le... Dar nu comparăm. A, da. Și zicem că... În triunghiul. ADB. Așa zicem. În triunghiul ADB. ADB avem. Acolată. Între A, D, B, acolo A, și spunem ce lucruri avem. Avem AQ. AQ congruentă cu QD. Așa. QD. Avem AM congruentă cu V. Da. AM. Congruentă cu MB, tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Da. Așa, și avem atât. Din faptul că sunt mijloace, Q e mijloc, așa, rezultă din aceste două, că... Că Q e în linie mijlocie. Punem, Mihaina, punem în continuare acolo. Să punem în continuare. Vrei să punem segmentul în bucătăți?
QM, nu. QM nu. Gata. Nu așa. Linia mijlocie. Și rezultă, fiind linie mijlocie, și despre ea, poți afirma că... Este QM egal cu DB pe 2. QM e ca mărimii DB pe 2. Și tot așa de desubt încă o chestiune, QM este paralelă cu... DB. Cu DB. Asta și nu este linia mijlocie, e și paralelă. Da, QM. Acum. În triunghiul. În triunghiul. Mai jos un pic, ca să țin capul. În, acum aștept. În... În triunghiul. În triunghiul. Care? Cine mă conduce? Eu. Da? Avem. Avem. D, B, congruent cu F, H. C, N, congruent cu D. Din ipoteză. Toate acestea sunt din ipoteză. Până. Rezultă că până. Este linie. Mijlocie. Și de rezultă că până. Până e egal cu dub pe 2 și până e paralelă cu dub. Și până este paralelă cu dub. Și acum din toate astea două, patru relații, rezultă că... Rezultă că... Ce rezultă? Că QM și PN sunt paralele și congruente. QM paralel cu PN o primă. QM paralel cu PN. Cu PN, da. Și QM... QM congruent cu PN. Și din ce rezultă? Din cele două rezultă că patrulaterul acela în care două laturi opuse sunt paralele și congruente este un paralelogram. Paralelogram. Iată, place ochiului o redactare de asta, da? Vedeți? Vreau neapărat să învățați că este atât de important să redactați corect, clar, încât corectorul, indiferent cine o fi el, vrea neapărat să apară oglindă când a aruncat privirea și a văzut așa, o corectează și foarte repede. Da? Foarte repede corectează. Și mai, excelent. Te îți dă punctaj maxim, cu toată dragostea. Iubește maxim, da. Da? Dacă tu ai acolo fel de fel de chestii bârligate, am scris mâzgălituri acolo și el se străduie să înțeleagă ceva din ce e mâzgălitul acolo, să străduie să înțeleagă ceva, ca să-ți dea ceva, până nu are timp. Și zic, băi, ce prostie asta, la revedere. Pot să fie bună ideea, dar nu poate să pătrund din ea. Nu pătrund din ea, da? Și de aceea... Altă problemă? Nu, gata. Pe site-ul clasic v-a dat-o pe asta? Nu. Păi de ce ai dat-o din telefon, Andrei? Nu, ea n-am avut-o pe care. Eu am scris o picare, dar n-am văzut, era fix. Bun, atunci dați-i de un profesor carte de matematică, ca să mai facem și alte profesori. Sunt probleme, ne facem în a doua oră și la algebră? Da. Facem și la algebră, facem un pic la algebră. Ar trebui în geometrie. Hai să vedem. Facem. Că nu sunteți așa de buni ca să ne permiteți. La geometrie. Unde ori fi problemele la paralelogram? Aveți idei? Vai, la 107, parcă 104, 104, da, pe aici. Aici am dat bine, da? Bun. Găsiți noastră o problemă? Da, și eu la prima citire, că n-am nicio... Păi da, la prima citire, dacă ați să vă uitați așa. Nu m-am uitat, deci e paralelogram. L-am luat acasă. Scrie pe caietul meu, iar de la domnul profesor. Fie e MNPQ. Da, foarte bine, foarte bine. Ce problemă? Problema 10 la 106. V-a dus manualele? V-a dus prezentele? Nu, nu. Da. Deși e de tunghiul ABCD. De tângă ABCD,
iar Iemen Becciu, mijloacele laturilor sale. Iem congruent cu iem. Să se arate că Iemen Becciu este paragram. Păi să facem un dreptunghi. Da. Când zicem dreptunghi, ce zicem, domnul profesor? Da, paralele și congruente. Laturile opuse paralele și congruente, dar atunci e numai paragram. E paralele și congruente. Înseamnă că paragram. Deci dreptunghi care numai trece două laturi opuse. De 90 de grade. E paralelogramul cu unul drept. Este excelent. Paralelogramul cu unghi drept. Adică ai ascunse. Adică 90 de grade, mama. Atât. Adică am dreptunghi și paralelogram. Da, și are unghi drept. Deci, din mulțimea paralelogramelor. Așa înțelegem. Mulțimea paralelogramului e mult mai amplă. Uite așa. Adică eu înțeleg aici ce înseamnă paralelogramul. Acela ca știți voi, cu toate proprietățile lui, tot așa. Dar dacă din paralograme îl dau într-un colț și l-am făcut dreptunghi, deci paralogramul păstrează toate proprietățile astea. Bun. Dar are o altă proprietate nouă, unul drept. Are o restricție. Și l-ai făcut atunci dreptunghi. Deci aia definiția o dai foarte simplu. Paralogramul unui drept. Mă trebuie definiția asta, că asta e important. Dreptunghiul este paralelogramul cu unui drept. Definiție. Da, paralelogramul cu unui drept. Paralelogramul cu unui drept. Adică toate proprietățile acelea șase sunt preluate la dreptul. Corect, a zis paralelogram. Da, da. Și mai are și unui drept. Și are în plus că unghiurile sunt toate drepte. Pentru că suma lor e 360. Și pentru că unghiurile opuse sunt congruente într-un paralelogram. Ia uitați-vă. În paralelogram unghiurile opuse erau congruente. Corect. Și ăsta fiind din 90 și ăsta e din 90. Corect. Mai aveam că suma unghiurilor alăturate fac 90. 180. 180. Da. Dar ăsta fiind 90 și ăsta 90. Corect. Și atunci toată povestea... Și toate astea din 90 de grade, mamă. Deci toate proprietățile... Și paralele și da. Sunt congruente. Tot ce știați la paralelogram. Deci tot. Notăm. A, B, C și D. Și zicem așa că M, N, P, Q, mijloace. Luăm mijlocul, lua B. M, N, P, Q. Și să mergem. Și să demonstrăm că e M, N, P, Q. Da. Paralelogram. Este paralelogram. Păi nu ne degeaba noi la... Mijloace. Dau unii pe acolo ce și atunci gata problema. Păi sigur că da. Deci dacă am făcut noi problema într-un patrater convex, a, păi, aiurea, da. Atunci ăsta cu atât mai mult. Tot da. Asta este. Și acum luăm A, B, C. Demonstrație. Stai puțin, pe condus, Miruna a condus să conducă Andrei. La problema trecută tot asemănătoare a fost. Să conducă Andrei. Așa, În triunghiul ABC, da. Ce avem? Unghiul B de 90 de grade. Ne folosim de mijloace. A e congruent cu MB. După modelul celui care a făcut o ipoteză, puiule. Ipoteză, da. Și BN congruent cu
Dar tu scrie pe caietel, da? Da. Cum v-a învățat domnul profesor. Dictezi de pe caietel. Tot din ipoteza. Da. Și rezultă acolo. Și rezultă... Că... Că... Mân este rândul ăsta. Da. Este linie mijlocie. Mân. Linie. Mijlocie. Voi scrieți așa frumos, da? Și rezultă că... Și rezultă că... Dacă este linie mijlocie, interviu... Lasă-l și pe el, te rog, Adi. Tu scrie frumos și redactează pe caiet și scrie. Ce rezultă? Că mână este paralelă, că linia da, mijlocie, știm că este paralelă. Cu cine? Cu ace. Cu ace, da. Și jumătate din ea. Da. Și tot mână. Și mână. Este egală cu? Egală cu... Cu ace. Ace. Pe doi. Pe doi, da. Ai înțeles asta? Da, am înțeles. Da? Bun. Acum, cine am cuțat? În care trebuie? Te rog, Adi. Andrei Undur. Andrei Undur, a, du... Redactează, descrie, vezi, o să mergi înainte, nu da, trebuie scris la tablă. Ce avem? Din ipoteză. Achiu. Achiu cu... Cu cine e congruent? Chiu de. Congruent cu chiu de. Da. Din ipoteză. Uite aici, apoi. Da. Achiu cu chiu de, da? Și? După Q, P, C. Și după, congruent cu P, C, tot din ipoteză, da? Și ce rezultă din astea două dacă sunt mijloace? Q și P. Că Q, P, că asta, da? Este paralelă cu AC și jumătate din ea. Da. Ai înțeles? Deci că Q, P rezultă că Q, P este linie mijlocie, de scriem, da? E la mijloc, da? Da. Și rezultă că QF este paralelă tot cu AC și aceeași QF este egală cu AC pe 2. Și acum din toate patru. Păi dacă asta e paralelă cu asta și jumătate din ea, asta e paralelă cu asta și jumătate din ea, rezultă că asta este paralelă și congruentă. Rezultă că mână este paralelă cu chiupă și aceeași mână congruentă cu chiupă. Și dacă sunt paralele și congruente, rezultă că mână chiupă paralelă. Ceea ce trebuie să demonstrezi. Mână chiupă. Să recunoaștem că este o repetiție a problemei dinainte. Da. Paralelogram. Mai dați test. Ei, putem să facem numai probleme din proastă. Domnul profesor, alea și nu avem întâmplat. S-a întâmplat. Sigur că da. Da, dar aici am rămas cu ceva, domnul profesor. Da. Faptul că acolo era un patrulater convex, aici era un dreptunghi și acum le-a spus că dreptunghiul de fapt este paralelogramul cu unul drept. Și că preia toate proprietățile la paralelogram. Toate proprietățile, deci ne-a rămas ceva. Și mai bine cu una. Andrei, cu una de pe tablă? Hello? Acolo? Automatisme? Ce da? Deci, a observat cu copii de pe tablă. Pur și simplu, el desenează de pe tablă, că deși au condus raționamentul. Da. Deci, ce și tu ai condus raționamentul și ea a condus raționamentul. Deci, și practic, trebuie să fie terminat odată cu mine. Să merge mână în mână. Bine, hai, repet. Deci, ce am rămas de la problema? Am învățat ceva, domnule. Cu definiția dreptunghiului. Da. Că paralelogram. Paralelogram. Și dacă e paralelogram, are toate cele șase definiții. Așa, plus că are toate unghiurile 90 de grade. Toate unghiurile 90 de grade, asta e important. Mai e încă ceva. Diagonalele sunt congruente. În dreptunghi. A doua noutate. O noutate absolut, că într-un paralelogram nu sunt congruente. Nu de ce ajungem. Ia desenează un triunghi în paralelogram. Acolo, așa, desenează un paralelogram. Așa. Ia uitați-vă, ducem diagonalele. Asta nu e egal. Da, da, se și vede. Da. Dar într-un dreptunghi sunt. Deci asta e noutate, iarăși. Deci diagonalele sunt congruente. Dreptunghi. Subliniați dreptunghi. Paralelogramul că nu e drept. Și diagonalele congruente. A
O altă noutate. Păi ar fi pentru că dacă am luat unghiurile... Sigur că demonstrăm foarte ușor. Unghiurile fiind de 90 de grade, foarte ușor demonstrăm. Deci nu ca pe discuții, ușor, dar vreodată în probleme... Ca să știi, drept unghi are un... Paralelogramul cu un unghi drept și diagonalele congruente. Și o altă chestiune ca lucru important, care îl face deosebit de, de paralelogram, nu? Da, diagonalele sunt congruente. Da. Deci are un unghi drept și diagonalele congruente, Andrei. Poți să-ți cerți, da? Da. Le arată și ușul. Hai să mai purtăm o discuție, fiindcă tot ne-am dus la patru latere care sunt legate de cine? De paralelogram. Cea mai... care stă la bază, e paralelogramul, definiția lui, că laturile opuse, paralele două câte două, și care are încă alte cinci, care sunt proprietăți echivalente, da? Da. Ei, am notat acum că dreptunghiul este paralelogramul cu un unghi drept. Rombul, ce e? Rombul, să vedem. Rombul e tot așa un paralelogram cu... tot un unghi drept. Cu două laturi, nu are niciun unghi drept. Cu două laturi vecine congruente. Așa, ia să vedem rombul. Să vedem, de ce să vă Da. Vedem că așa ne-ați obișnuit. Da. Și pasul următor. Exact. Vedem acum... Deci... E paralelogram că îl întoarcem... Că e paralelogram, da, da. Paralelogram este paralelogram, dar are o proprietate în plus. La paralelogram, două laturi vecine nu erau congruente. Cum are și dreptunghiul, vezi, are în plus niște chestii, așa are și rombul. Sigur. Deci romb e, domnul profesor, când laturile sunt egale? Da. Este un paralelogram cu toate laturile congruente. Cu toate laturile congruente. Așa. Două sunt deja paralele și congruente, știai tu. Da. Da. Și acum fiindcă le facem toate. Pe toate. Altfel spus, două vecine ar fi fost spus. Nu? Cam așa e. Da. Este paralelogramul A, B, C, D. Deci e paralelogramul, care are laturile opuse, paralele opte două. Da. Și congruente. Și are două vecine. Două vecine suficiente. Adică DA cu DC. E suficient doar două? Băi, dar adică două și celelalte... Vin natural, da? Pentru că noi avem proprietatea aceea, că laturile opuse sunt congruente două două din paralelogram. Da, corect. Dar acum, când am dat două vecine, gata, l-am făcut rom. Deci asta ce-i? Rom. Romb. Eu l-am făcut direct romb. Da, păi așa spune acum, ca definiție, te rog. Rombul, liniuță, paralelogramul cu două laturi vecine congruente. Paralelogramul cu două laturi vecine congruente. Cu două laturi vecine congruente. Atunci dați-mi voie să scriu și la dreptunghi. Sigur că, tot noi că am da. Scriu deasupra dreptunghiul. Dreptunghi. Scriu deasupra, da? Da. Dreptunghi. Liniuță. Romb. Paralelogramul cu un unghi drept. Da? Paralelogramul. Un pic mai jos scrie ca să te duci. Să nu te duci peste ce este scris. În sfârșit. Gramul cu un unghi drept. Diagonalele congruente. Ca o consecință. Da? Punctează și acest lucru de desubt, dar definiția asta. Noi am găsit ceva în plus. De data asta, diagonalele nu e obligator și unghiul așa și diagonal să fie congruente, ci urmează din chestia asta diagonal și congruente. Se demonstrează foarte ușor. Foarte ușor. Diagonal sunt congruente, da? Ca o noutate. Da. Așa, în plus. Din la dreptunghi. Haideți la paralelogram să gândim tot în legătură cu diagonale. La romb. Aș vrea să insist aici. Fiind paralelogram, sunt toate adevărate. Unghiurile opuse sunt congruente. Da. Laturile alăturate fac 180. Unghiurile laturile opuse sunt congruente. Două, din paralelogram, diagonalele se înjumătățesc. Exact. Toate acestea. Sunt preluate toate de la paralelogram, care le știți. Toate proprietățile.
Ei, dar apare o noutate. Sunt diagonalele congruente? Nu sunt congruente. Nu sunt că se vede. Da, se vede clar că nu sunt congruente, dar sunt perpendiculare. Aici fac 90. Asta e noutatea. Și eu așa. Ia vedeți dacă așa. Diagonalele sunt perpendiculare. Hai să ne străduim să arătăm acest lucru. Diagonale și perpendiculare. Să demonstrăm. Pe diagonale sunt perpendiculare. Nu fie o vorbă în vânt. Să vedem dacă chiar așa. Haideți copii, ziceți ceva? Sunt perpendiculare. Deci noi știm că asta e cât asta, asta e cât asta, asta e cât asta. Toate între ele. Știm deci unghiul de aici, știm unghiul de aici, ăsta de aici, ăsta de aici. Am zis că astea sunt jumătățesc, știm. Haideți să demonstrăm că diagonale sunt perpendiculare. Are cineva o idee? Să arătăm că e perpendicular. Cum arătăm că sunt perpendicular? Că aici avem un de 90. Fie triunghiurile A, C, B și A, C, D. A, C, B și A, C, D. Da. Păi ce poți să spui? A, C, B și A, C, D. Da. Sunt congruente astea, nici mai îmi bate în capul. Da. Și în cazul catetă... Dar nu ne... să ia de... Când îți formulezi treaba asta, trebuie să gândești așa. Tu unde vreau să arăt, ajung? Dar ce trebuie să ca să arăt că unghiul ăla e drept? Ce posibilități aș avea? Cine, cu cine, cum, ce fel? Tu ai luat triunghiul ABC cu ADC. Sunt două triunghiuri care stau cu aceeași latură AC. Ele sunt congruente, nu știu că am discutat, toate latură sunt congruente. Da, și? Dar la ce ți ajută asta? Cum despre cele două triunghiuri? Unghiul ăsta e 90. Nu te lega de asta. Azi în jurul unui punct sunt 360 de grade. Păi da, dar sunt situații și situații. Ele sunt împreună 360 de grade, dar nu știu că sunt egal împărțite acolo. Tu trebuie să vii cu un argument. Cine? Miruna? Andrei? Anca? Aveți vreau să arăt că unghiul ăsta e de 90. Cum să fac? Să demonstrez că diagonalele sunt perpendiculare. Păi... Hai, e simplu, simplu, simplu. Ia luați voi că AB e cât AC. În triunghiul ABC, aveți că AB... AB cât AC înseamnă că ABC este isoscel. Bun. Atunci A-ul va fi... Nu, no, O unde era din paralelogram? Din ce știați voi din paralelogram? O. O era... Din paralelogram, diagonalele se jumătățesc. Și asta exploatând, da, ori la mijlocul lui AC. O cât OC. Da. Și asta înseamnă că BOC este. Înălțime și mediană și mediatoare. Sunt de toate triunghiul. Păi sigur că da. Și dacă și înălțime, ia uite-l din nou. E rezolvată problema. Corect? Da. Deci de triunghiul ABC, ce fel de triunghi este ABC? Isoscel. Da? Triunghiul ABC este isoscel. Dar cum spunem? Cum AB? Da. În triunghiul ABC. Avem. Avem. Ce avem, copii? AB congruentă cu BC, pentru că e rom. Da. AB congruentă cu... Mirna, te rog să scrii. BC. Din cauza că avem de-a face cu... Paralelogram. Paralelogram cu vecine, era... deci... E rom. E rom. Așa, și mai avem că... BO... AO... AO congruentă cu... Cu OC. Așa, AO congruentă cu OC. Știm de ce, pentru că într-un paragraf diagonalele se înjumătățesc. Da? Da. Poți să spui așa în paranteză, diagonalele se înjumătățesc. Da? Din cauza asta. Știu că AC și BD, diagonalele, sau cum să scriu, profesor? La redactare poți să scrii și în cuvinte acum, da. Simplu, dar dacă vrei matematica, ai spune așa. În paranteză, vei spune că ABC, ABC de paralogram, virgulă, iar DB și AC, DB, AC sunt diagonale. Și atunci le-ai transmis mesajul. Corect. Într-un paragraf, diagonale se înjumătățesc. Adică m-ai explicat, n-are cum să... Sigur că l-ai explicat. De aceea AO e congruentă cu OC. Exact. Okay. În paranteză ai pus motivul pentru care sunt congruente, da? Da. E paragraf și astea sunt diagonale. Se înjumătățesc, domnule. Corect. Da. Corect. Și atunci... dacă am asta... ce fel de triunghi e ABC?
Isocel. Așa. Atunci BO. Acolada din cele două, să subînțelege dacă e spus AB cu BC, da. Isocel, da. Atunci se întâmplă că BO, BO înălțime. E înălțime, mediană, mediatoare, toate. Înălțime, atât trebuie. Bine, asta trebuie. Da. Da, BO înălțime între unghi. Da? Exact. Și în condițiile astea, BO este perpendiculară pe... BO, perpendiculară pe... Perpendiculară pe AC, ce trebuia ție. Ce? Adică, faptul că e la mijloc, faptul că e la mijloc, e o mediană, și mediana devine și înălțime, nu? Că ce înseamnă mediană? Unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Da. Și BO o surprins ca mediană. Dar într-o inghi se înălțime. Și mediană și înălțime. Și de toate. Da. Okay. Și totul este rezolvat. Am redactat ce înseamnă că diagonale sunt perpendiculare. Haideți să revedem. Ce noutăți aveți acum? Dreptunghiul. Dreptunghiul e paralelogram. Dacă e paralelogram, înseamnă toate proprietățile sunt preluate și în romb. Da? Toate, în dreptunghi sunt preluate. El are un unghi de 90 de grade, toate unghiurile de 90 de grade și diagonalele sunt congruente. Da, noutatea este că diagonalele sunt congruente. Definiția e asta, că paralelogramul cu un unghi drept, da. Așa, și ca o consecință avem că diagonalele sunt congruente. Rombul. Rombul este paralelogramul cu două laturi vecine congruente, deci practic toate laturile sunt egale. Da, sigur că da. În paralelogram. Și diagonalele sunt perpendiculare, deci ele aici formează unul de 90 de grade. 90 de grade. Să vedem ce este pătratul. Pătratul. Păi și da. Are toate lucrurile de 90 de grade. Este un paralelogram? Da. Este un paralelogram. Cu unghi drept? Da. Este mai aș merge pe un romb ca să am toate laturile egale. Corect. Este un romb cu unghi drept. Un romb cu unghi drept. Romb. Romb cu unghi drept. Și sigur, toate proprietățile la romb sunt preluate. Măi, ce fain! Da? Toate proprietățile sunt preluate. Adică, diagonalele vor fi perpendiculare, vor fi tot ce știți voi, dar are... Tot ce știm de la romb, numai ce... mai are unghiurile de 90. Și acum diagonalele sunt chiar congruente. Aoleu! Da? Deci, noutatea este că față de romb unde nu erau, diagonalele... Mai scris și bine, da? Diagonalele sunt... congruent. Să facem o figură? Hai, mă, că ai făcut o figură, că tot caiet. Important e teoria. Da, aceste lucruri concentrate. Fă și o figură acolo, un pătrat în dreptul pătratului. Rombul ai făcut. Mi-era la dreptunghi am discutat. Eu vă fac și pătrat. Cum nu? Nu am uitat. Uitați. Deci aici știm că toate sunt egale, că unghiurile sunt de 90 și că diagonalele tura asta sunt și ele congruente. Exact. Ele rămân perpendiculare. Și rămân și perpendiculare, dar zis că e romb. Dacă zis că e romb, clar că mai sunt și perpendiculare. A preluat tot de la romb. Acum, diagonalele sunt și bisectoare al unghiilor de 95 de grade. Deci 45-45. Sunt și înălțimi, sunt și bisectoare. Sunt și foarte fain. Deci ce mai facem? Acum... Ce facem probleme? Păi nu, la pătrat. Păi ce vrei să mai facem? Ce demonstrăm? Dar numai demonstrăm că e simplu de demonstrat. Am demonstrat aici că sunt perpendiculare. Este la fel ca la romb. Da? Păi dar da, definiția... Numai că rombul nu avea unghiul drept. Din mulțimea tuturor rombulor, selectăm pe cele care au unghiul drept. Deci exact. Asta e definiția în plus. Asta e noțiunea în plus care se adaugă. Acum să facem o problemă, ștergem tabla. Da? Da. Ce problemă? Problema 13 la pagina 107. Vă întrebăm de acum despre dreptunghi, despre romb, despre pătrat. Da. Deci am făcut aceste câteva lucruri importante ca să putem face probleme, să ne mișcăm în zona asta problemelor cu paralelogramul, cu figurile particulare. Că am spus, e paralelogramul care are. Paralelogramul care are. Deci el este de așa paralelogram și mai are alte proprietăți. Arătați... Față ștergută. Da.
da, e foarte bine. Pe ce înseamnă, dacă te-ai uitat pe problemele, pe filmele făcute, lucruri care ar trebui să-l faceți și voi copii când găsiți un weekend acum care urmează, vreau neapărat, Mihela, da. Și Adi și părinții, Anca, ar fi tot. Foarte important, voi copiii să o faceți, nu părinții. În momentul când vă relaxați și când așa, ia să văd eu cum am răspuns aici, ia să văd ce să vă ascultați. Este spectacol. Este spectaculos, așa să vă dați seama că aveți o șansă imensă. Sunteți actorii acestui proiect pe care noi îl desfășurăm în derulare. Actori sunteți. Nici nu vă dați seama. În timp, peste ani, când veți vedea filme și vă veți bucura foarte tare. Să desenăm un rom. Deci, desenăm un rom. Începem cu desenul, că o să vedeți de ce. Un pic mai mare figura, mai era. E bine așa? Da. Așa. Notăm ABC de rombul ăsta. Și ducem din A perpendiculară pe BC. Din A pe BC? Da. O perpendiculară din A pe BC. Ce înseamnă perpendicular? Drumul cel mai scurt. Da. Din A pe BC? Nu pică la mijloc, pică undeva acolo în sfârșit. Punem un pic mai jos, mai sus. Cam cum vă dați seama ca cu ochiul așa? Cam la ce pe acolo? Nu fac bine. Nu, nu. Ia să vedem. Nu duc bine. Uite așa fac. Ochiul spune cam așa ar veni. Cam așa, să zicem, nu? Așa, așa, și mai bine poate. Parcă așa mai bine. Da, ăsta da. Să fie din 90 de grade. Și la fel, poate dacă o duceam pe asta întâi, ne dădeam seama și mai bine. Cam așa, că astea vor fi egale din ochiul de spune. Da? Asta ne vine mai ușor să facem. Așa. Deci, notăm cu M și M. Așa. M și M, cele două. Deci, în primul rând, nu-i putem să zic ABC de rom. Corect, ABC de rom. Gata, mi s-a declanșat. Rombul este paralelogramul cu laturile opuse. Laturile congruente. Cu toate laturile congruente. Da. Dar, ca a zis paralelogramul, scurtăm definiția. Este paralelogramul cu două laturi vecine congruente. Deci dacă sunt astea două, astea alte vin... Înțeles că ele sunt câte două opuse. Așa. Paralelogram. Și ca o noutate era aceea că... Diagonalele sunt perpendiculare. Da. Am mai dus ce? AM perpendicular pe DC. AM perpendicular pe DC. Și AN pe BC. Să arătăm acum că AM e cât AN. Concluzia. AM congruent cu AN. Să ne gândim, domnul profesor, un pic. Da, să le luăm între unghiuri și triunghiurile să fie congruente. Da, visăm. Dacă am găsit două triunghiuri, în care într-un triunghi se intra M, din experiența care o avem, și în cealaltă se intra N, și dacă triunghiurile și ar fi congruente, ar fi străzi. Fie triunghiuri de la M și B la N. Da. De la M. Da. Adică ăsta, adică. Da. Da. Și A, B, N. Da. Și între ele avem așa, despre ele putem spune. Da, că avem AB congruentă cu AD, de că e rom, da. După aia avem că... Unghiul din 90. Da. Dar deci noi perpendiculare. Da. Așa și mai avem că... ăsta... unde... Ai o latură deocamdată. Un unghi. Un unghi de 90 de grade, da. Da. Mai trebuie încă un unghi. Stai puțin că... Trebuie încă un unghi și gata e problema. Că dacă ai mai unghi... avea un unghi... Da, măi copii, păi ăsta e cât ăsta n-am zis că e rombul paralelogram. Da? Deci aici e toată povestea să fim... Să fim... Da, Andrei. Da? Deci, pe rombul paralelogram. E un paralelogram, adică toate proprietățile sunt preluate. Deci unghiile opuse sunt congruente. Da? Eu nu-mi dau cu punii cap că nu-l văd. Da. Păi cum, dar dacă zici paralelogramul?
demonstrație. Fie triunghiurile, da? Cine, cine va pronunțe? Eu, eu, Anca. Anca vrea. Dacă vrea Anca, uite, da. Aceea tu, da? Fie triunghiurile. Fie A, și? Și bun A. În cele două triunghiuri avem? Avem unghiul de 90 grade. Da, da, da. Din trei litere citesc. Am trei litere. Și... Deci măsura... Păi am de egală cu măsura. Egală cu... Egală cu măsura lui anul B. Și egală cu 90 grade. Da, sunt de acord. Și eu. Da. Și eu. Adm cu... Așa. AB. Congruiem cu unghiul AB. De ce? Pentru că la avem definiția... Pentru că într-un paralelogram, unghiurile opuse... Unghiurile opuse sunt congruente. Domnul profesor, scriu asta deoarece AB, CD este paralelogram? Pune un paranteză, da, 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 da. AB, rom. AB. CD, rom. CD, rom. Da. Și mai avem ceva. Și D... AD. AD cu... A... Cu AB. Într-un rom, la unghiile sunt egale. Unghiile AD congruent cu AB. Da? Din ipoteză aici scriem, da? Deoarece ABCD este rom. Da? Rezultă că, conform cazului de unghi, latură. Deci unghi, latură, unghi, unghi, latură. Unghi, unghi, latură. Punem unghi, latură, unghi? Unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Că nu-i bine să spui... E, ba, e bine, e bine și așa, că vă rădea cazul 4 de congruență, dar domnul profesor a zis că e, de fapt, tot unghi, latură. Aici e triunghiul dreptunghi, ce s-ar încadra în ipotenuză unghi. Corect. Ipotenuză unghi. Aveți așa, da, ipotenuză unghi. Ca să fim noi mai... Apropiați de ce înseamnă redactarea pentru cazul. Ipotenuză unghi. Cele două triunghiuri luate în discuție sunt congruente. Triunghiul AD este congruent cu triunghiul AD. Și din congruența lor rezultă că și celelalte... Ceea ce ne interesant, zic să punem. AM congruentă cu AN, ceea ce trebuia să demonstrăm. Și ar mai fi ceva, copii. Ce? Eu știu că voi vreți să o opriți aici. Păi eu acolo m-am și oprit. Da, dar eu vreau să le punem pe toate. Toate elementele celelalte sunt... Că dăm DM. Congruent cu NB, corect. Am putea și mai este un unghi. Ba nu, ăla era ăla de 90. DM. La DM era, nu era domnul profesor și în de la rom? Ba, nu, DAM nu era. DAM nu? Da, nu era, gata, no. M-am prins. DAM și cu... Cu A, B, N, da? A, cu B-A-N. Nu. Cu B-A-N. Are cu B-A-N, corect. Așa. Să facem acest lucru pentru că nu se știe când probleme lucrăm, nu se știe dacă nu cumva, mai departe, lucrurile acestea ne sunt de folos, da? Bun. Știi ce mă face? Am o chestie acum. Mă gândesc, oare înapoi merge? Adică dacă se întâmplă într-un paralelogram ca am zică an, figura e rom? Într-un paralelogram? Deci într-un paralelogram. Ne imaginăm că avem un paralelogram. Că nu e rom, da. Că nu e rom. Deci da, ne privim acum spre da. El, că e așa. E numai paralelogram, adică da. Nu avem astea două congruente. Da. Și știm doar așa, că am mâi cât an. Ne întrebăm. Și perpendiculare. De aici, nu. AM și cu AN perpendiculare, dar și congruente. Și congruente, da. Ar fi suficient de aici să putem trage concluzia că figura este rom? Deci într-un paralelogram în care se întâmplă, ducem perpendicularele acestea, din vârful A, pe laturi, și ele sunt congruente. Vreau reciproc acum, vreau să vedem dacă putem să zicem că e rom. Putem să spunem că este rom. Deci să putem să spunem că e rom, trebuie să demonstrăm că AB e cât AD. Corect. AB e cât AD, atunci. Și da, gata problema. Păi și... Cred că vom încerca și vom rezolva... Dacă luăm aceleași triunghiuri... Haideți să... Dacă luăm aceleași triunghiuri, domnul profesor, și știm că asta e cât asta acum. Așa. Unghiul ăsta știm că e de 90 de grade. Știm. Și ăsta fiind paralelogram, și unghiurile astea sunt?
Da. La fel demonstrăm că asta e cât asta. Sigur că da. Și atunci puteam formula problema altfel. Cu dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Deci corect. A, B, C, D este rom, dacă și numai dacă, a mâini cât a mâini. Corect. Pentru că și imperfect e valabil. Corect, copii? Asta, asta da. Practic am făcut dintr-o problemă care avea un sens, doar un sens de implicații, dublu sens. Am mai creat o problemă. Că și înapoi merge. Dacă am mâini cât a mâini, atunci figura, paragramul respectiv este rom. Deci A, B, C, D este rom, dacă și numai dacă, a mâini egal cu an. Corect. Dacă e rom, astea au loc, am demonstrat, iar dacă astea au loc, au loc, îl obligă pe paragram să fie rom. Super. Da? Super. O oprim fișele? Nu, nu, redactăm și asta. Să scriem, nu, să scriem problema asta. Ca și proprietate, da? Și voi o terminați acasă. O scriem sub, în aspectul acesta. A, B, C, D este paralelogram. I, A, B, C, D paralelogram. Nu, A, B, C, D rom. Rom, rom, așa, ca să vii cu dacă și mai dacă să meargă. A, dacă și mai dacă, ok. Ca să meargă într-o zi și în cealaltă rom. Deci A, B, C, D rom. Scrie, te rog, așa, unii îmi scapă în mine. A, B, C, D rom. Dacă și numai dacă. Am... egal cu ană. Să știi cine este AM, că am zis perpendicular. A, B, C, D, ROM. Dacă și numai dacă, AM congruent cu AN. Unde despre AM și AN sunt cele care, de care am pomenit. Adică AM e perpendiculară. A, pe DC, AN e pe BC și AM pe DC. Corect. Ați avut și acestea. AM perpendiculară pe DC. Da. Și anul perpendiculară pe DC. Bun. Iată din nou o problemă frumoasă și pe loc am putut gândi și reciproca. Așa se cheamă, da? Reciproca. Oprim și fișierul să facem altă problemă.